După o pauză forțată de 3 săptămâni, decise de Federația Română de Handbal pentru a ține jucătorii în formă pentru reunirea naționalei, handbaleștii Universității Suceava reiau campionatul cu o deplasare extrem de dificilă pe terenul campioanei HCM Constanța. Meciul, care va conta pentru penultima etapă din turul Ligii Naționale, dar va fi și penultimul din acest an pentru suceveni, este programat pentru sâmbătă ora 11, după ce, din cauza DigiSport, ziua și ora disputării a fost schimbată de mai multe ori, dar până la urmă nu va mai fi transmis de nicio televiziune. În pauza de 3 săptămâni, elevii antrenorului Răzvan Bernicu au reușit să facă un meci test cu Știința Bacău, dar și mai multe antrenamente cu echipa a doua, tocmai pentru a ține jucătorii într-o formă apropiată de cea de campionat. Din păcate, pentru meciul de la Constanța, sucevenii nu vor putea conta pe serviciile a 3 jucători ce au probleme medicale sau nu sunt refăcuți total și nu vor fi forțați pentru a fi apți în ultima etapă, mai exact Gavriloaia, Amihaisi și Cântec. Universitatea a plecat în această dimineață spre Constanța cu autocarul, iar oficialii studenților speră să nu întâmpine probleme pe drum din cauza zăpezii, așa cum au pățit iarna trecută, când au fost întorși de la Focșani. Eu tot timpul am fost de principiu că minge rotundă, două picioare au și ei, dar comparând așa un pic loturile și depinde de la buget, de la ce mai vreți, e diferență mare. Eu sper că băieții vor fi motivați, nu? Pentru că orice meci jucat în compania până la urma campioanei României și care joacă în Champions League, cred că este o motivație, mai ales că jucăm la ei, toți ochii vor fi atintiți asupra lor și printr-un joc bun al nostru, acolo eu am încredere că vom fi mai montați pentru meciul următor cu CSM-ul. Referitor la problema restanțelor salariale, tehnicianul studenților a adăugat că nu sunt probleme până acum la antrenamente, dar speră ca până la finalul anului să mai fie plătite o parte din datorii pentru ca jucătorii să aibă sărbători mai fericite. Ce să zic, atmosfera nu neapărat. În cadrul echipei și ce puțin la antrenamente, cât sunt eu cu băieții, nu au fost probleme. Acum, într-adevăr, s-au ajuns cu salariile din nou la 3 luni întârzieri. Sperăm să, măcar până la finalul anului, să mai plătim din datorii și să avem cu toții, până la urmă, sărbătorile așa cum trebuie. Conștienți că vor avea un meci foarte greu cu cea mai bună echipă din România, handbaliștii Universității speră să facă un meci cât mai bun pentru a aborda cu un moral ridicat meciul mult mai important cu CSM București. Ne așteaptă o deplasare foarte grea la Constanța, atât din punct de vedere al drumului, vremea este groaznică afară, cât și meciul, cu toate că nimeni nu se așteaptă să scoatem puncte de acolo. Mergem să jucăm și să vedem ce reușim să facem. Încercăm să facem un meci cât mai bun, să repetăm meciul cu CSM-ul, pentru că ăla este foarte important pentru noi în ultima etapă, unde trebuie neapărat să luăm cele două puncte. În aceeași idee, capitanul universitarilor Adrian Chiruț speră ca echipa să facă un meci cât mai bun, mai ales că s-a pregătit foarte bine această confruntare grea cu echipa de pe primul loc. Următoarea etapă la Constanța, un meci foarte greu cu echipa de pe primul loc, dar am pregătit meciul foarte bine și vom face tot posibilul să facem un meci bun. După 9 etape, Universitatea Suceava ocupă locul 6 în clasament cu 5 victorii și 4 eșecuri, la doar 2 puncte de ultimul loc ce duce într-o cupă europeană.